16.000 de lei și sute de kilograme de marfă confiscate. Acesta este rezultatul controlului fulger organizat de către oamenii legii în zona pieței centrale din Ploiești. Prezentați domnului. Da, șef, nici nu spune. Fiecare are motivele lui. Dați-i niște documente. În urma controlului a fost depistată o societate comercială care nu avea declarat la Registrul Comerțului punctul de lucru deschis în zona halelor centrale, sustrăgându-se astfel de la verificările financiare. Totodată, aceeași societate nu a registrat în evidențele contabile veniturile realizate, aducând bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 1600 de lei. Administratorului societății a fost întocmit dosar penal.